Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de SG Heroes pe Hive MC. Și ca de obicei aș vrea să vă reamintesc rapid să apăsați pe butonul de like și să vă reamintesc că la 250 de like-uri pun următorul episod instant. Îmi pare rău dacă vi se pare că vorbesc cam aiurea sau aiurea sau nu știu. Chiar îmi pare rău, sunt fix în ziua după Revelion. De fapt sunt pe 1 ianuarie 2015 și tocmai ce m-am trezit, e ora 6 și sper că, what the fuck, cum s-a teleportat ăla, sper că nu-mi va influența gameplay-ul sau sau vorbitul, deși știu că îmi va influența vorbitul, dar mă rog, acum e ok. În altă ordine de idei, de fapt nu știu de ce zic asta, dar vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am putut să pun un episod fix ieri, cum ar fi, că vă dați seama, abia m-am trezit și e ora 6 și filmez pentru azi. Deci e complicat, cum să vă zic. Dar în orice caz voi pune astăzi 3 videoclipuri, deci ăsta de la ora 10, următorul la 2:30 și următorul la 6:30, ca să compensez faptul că n-am pus ieri deloc. Pentru că na, chiar n-am avut cum și n-am avut episoade pregătite dinainte și Revelion a luat o razna și da. Acum să revin aici. N-am găsit nimic și iar joc pe SG4 Xmas. Mapa asta m-a omorât. Deci nu mai mapa asta am jucat-o de când joc SG Heroes. Numai SG4 Xmas sau cum mai se numește. Dar na, poate reușesc și eu să-mi fac un pic de armură și să-l bat pe ăla de la 1v1. Că după aia mă descurc eu în DM să fug și să fac rost de niște iteme, aia nu e așa greu. Mai greu e să-l bați pe ăla dinainte. Bun. Da, sunt ăștia pe aici. Cred că au luat chesturile oricum. Oricum îmi place cum e refăcută mapa. Chiar e ok. Hop. Uite că ăsta nu era luat implicit nici ăsta. Măcar atât să am și ceva pe aici. Nimic. Bam. Se dă refill la chest-uri și mamă, atenția mea este zero în momentul de față. Vreau să zic, văd totul în reloare. Sunt sunt terminat. Nu știu cum să zic. Dar îmi revin eu. Sper. Nu știu pe unde ar fi chestul pe aici. Uite unul aici. Poate găsești și ceva bun. Uite-mă. Vezi? Vedeți? Dumnezeu ține cu mine. Nu mai vreau încă un chest rapid. Ce dracu. Da. Aoleu, ăla n-are nimic. Decât... Oh! Ok. Ok, boss. Ok, asta va fi interesant. Vreau să zic că va fi chiar interesant. Uite-l, săracu. Hai. Hai, mă, mori. Fuck. N-am idee ce ar trebui să fac. Ăla-i, mă! Vai de capul meu, ce lău era ăla! Mamă! Mamă, ce lău era! Wow! Cât de fraier a fost ăla! Cât de fraier! Pot să pun un crafting table repede? Uite că pot! Bun!
Wow. Am mai văzut eu fraier, dar nici chiar așa, frate. Ia mă mori. Ia. Voi lua asta repede. Wow. Ia mă. Ia mă deci. Așa. Wow, fugi. Fugi, băiatu. Fugi, băiatu. Dă-i și fugi ca lumea, nu așa. Oh, sunt. Wow, da mă piși pe tine, frate. Cum n-aiba ajungi tu mai repede la mine? Mi-am prins, mi-am pierdut sprintul, dar... Ca idee, cum dracu ajunge ăla? E enervant că... Uite. Uite-l, frate. Vine numai după mine. Dar du-te, frate. Și după ăla. Așa. Wow, sunt foarte low. Nu știu ce dracu ar trebui să fac. Poate ar trebui să-mi... N-am ce să fac. Asta îl țin. Să-mi găsesc niște armură cumva. Nu știu cum aș putea. Hai că ți-am prins niște hituri. Hai și ție. Hai mă. Oh, that snipe, bro. That snipe. Ia ce prind și pe aici, interesant. Nimic. Wow, serios, mă, mă ratează când stau pe loc. Ia să pun asta. Eddie, filmezi. Desigur că filmez, că altfel n-aș juca Minecraft. Hop. 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 Hop, haide mă. GG. Deci cam atât și cu episodul ăsta de Age of Heroes. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru marele rec pe care l-am dat. Și vă aștept și la următoarele episoade. Deci la revedere.